tineră. Da. Stimate domnule președinte al României, stimate domnule președinte interimar, președinte al Parlamentului Republicii Moldova, domnule ministru educației, onorat asistent, procesul integraționist de pe continentul european cunoaște o istorie circulară care își are ca scop crearea unui spațiu armonizat a relațiilor economico-sociale și posturare din țările comunitare. În același timp, construcția europeană impune și o cooperare regională ce derulează în ascensiune, apându-te respectiv extinderea unui modeli deziderat urmărit și de către țara noastră și, în primul rând, de către tineretul țărilor. Pentru Republica Moldova, unde majoritatea unităților administrative teritoriale sunt învecinate cu România sau Ucraina, cooperarea transfrontalieră devine o prerogativă strategică. Începând cu 1998, an în care a fost încheiat acordul de înființare a georegiunii Dunărea de Jos, cu participarea raioanelor Capur, Cantemir, Bucănești, Republica Moldova, județele Galați, Prima, Pucă, România și regiunea Odessa de Ucraina, a demarat formarea unui spațiu integrat determinat de interese reciproc avantajoase de diferite domenii la nivel de comunități și colectivități. În același context, pentru comunitatea universitară din țara noastră, este remarcabil actul aderării în anul 2005 la procesul Bologna. Proces ce urmărește obiectivul creierii unui spațiu european universitar comun, care conduce la dezvoltarea universităților nu doar ca furnizor de cunoștințe, ci și atribuindu-le rolul de centre de analiză și cercetare, ce oferă idei științifice și soluții practice pentru dezvoltarea societății bazate pe cunoaștere. Procesul Bologna prevede și descentralizarea geografică a universităților cu scopul favorizării accesului la studii a tinerilor din diferite zone ale teritoriului. Fondarea la Capul, în anul 1999, la Universității de Stat Bogdan Constantinu Sașteu, a fost determinată anume de această idee, împărtășită și de colectivul instituției noastre. Pe parcursul acelor 10 ani de activitate, Universitatea a pregătit peste 2500 de absolvenți de 16 specialități în domeniile științelor sociale, pedagogiei, drept, administrație publică, economie. Considerăm că Universitatea noastră s-a implicat în procesul de integrare europeană chiar din momentul înființării, fiind și marele beneficiar al cooperării transfrontaliere prin realizarea unei excepționare inițiative. Crearea, în același an 1999, în cadrul universității noastre, a extensiunii Universității Dunărea de Jos din Galați. Idee aprobată și sprijinită cu mare entuziasm și de autoritățile publice locale de la Galați și din Capul. Pe parcursul a 7 ani de activitate, extensiunea a pregătit peste 750 de absolvenți în diferite domenii, umanistice, economie, inginerie. Majoritatea din ei s-au încadrat în timpul muncii în localitățile de pe ambele maluri ale Capului și au completat esențial deficitul de cadre de natură și de care beneficiază. Mai mult ca putem afirma că instituirea și dezvoltarea acestui spațiu universitar transfrontalier a contribuit la modificarea structurii economice de regiune. De exemplu, în orașul Capul, absolvenții Universității noastre și a extensiunii Gărățene, implicându-se în diverse domenii, au fondat un număr important de ONG-uri, au diversificat sfera serviciilor, determinând apariția unui număr important de societăți economice, chiar și mediul existent al afacerilor și a modificat într-un fel sau altul politicile antreprenoriale, reieșind din prezența unor consumatori care sunt bine și care își au cerințele lor specifice. De asemenea, este de menționat că odată cu fondarea Universității Capulene, orașul Capul a devenit un centru cultural cu conexiuni de activități universitare la nivel național și interuniversitare la nivel regional. Concomitent, beneficiari ai relațiilor de cooperare transfrontalieră au fost și cadrele didactice ale celor două universități, cursuri teoretice și practice,
stagii de practică comună, vizite reciproce de documentare, asistență logistică și materială, proiecte comune de cercetare științifică, conferințe și simpozioane științifice comune. Toate acestea au format valori care nu s-au pierdut până în prezent. Valori ce sunt alimentate de recunoștința atât a comunității universitare de capul, cât și a părinților și copiilor care au absolvit extensiunea numărea de jos Galați din capul, valori și sentimente ce confirmă axioma că cunoașterea nu poate fi limitată de votare și de restricții politice. Noile oportunități ale integrării europene, bazate în primul rând pe aspirațiile tineretului studios și tendințele alimentate de internaționalizarea vieții publice, stabilesc noi și noi sarcini pentru instituțiile universitare. Se constată că abilitățile profesionale necesare pentru o carieră de succes, depășesc limitele standardelor specialităților incluse în nomenclatorul ocupațiilor și solicită o pregătire bazată pe studiul interdisciplinar, cu implicarea celor mai vizați specialiști din domeniu. În această ordine de idei, se impune ca pregătirea cadrelor din anumite domenii specifice să fie organizată prin intermediul consorțiilor universitare ce cooptează cadre profesionale din mai multe instituții. Analizând experiența cooperării interuniversitare ca cu Galați, precum și reflectând asupra responsabilității în asigurarea economiei naționale cu cadre calificate, amănoarea se transmit din numele Consiliului Rectorilor Universităților din Republica Moldova, adresarea către excelențele voastre, domnilor președinți ai României și a Republicii Moldova, de a susține crearea unei rețele de facultăți transfrontaliere, specializate în pregătirea interdisciplinară a studenților și masteraților. La momentul actual, trei universități sunt dispuse să reia chiar din anul curent asemenea proiecte în domenii considerate a fi de perspectivă pentru ambele țări. Universitatea Tehnică a Moldovei propune lansarea studiilor comune și cercetărilor științifice în cadastru și în eficiența energetică și valorificarea surselor regenerabile de energie. Universitatea de Zbura Alecu Rostov din Gălț în agroecologie și în administrația publică locală și cooperare transfrontalieră. Universitatea de Zbura Fundată în Cei Bucaștău din Capul în inginerie și management în transport naval, tehnologii informaționale, dezvoltare regională, integrare europeană și politica de vecinătate. Prin infrastructura lor, prin dotări tehnico-materiale și potențialul uman, facultățile transfrontaliere urmează să servească ca model de dezvoltare a învățământului național, multicultural integrat de tipul organ, precum și ca indicator al politicilor comunitare de coeziune și convergență. În acest mod, avem posibilitatea să compensăm în cel mai scurt timp acea pauză de mai mulți ani impusă de nesemnarea acordului de colaborare între cele două ministere ale educației. La fel, prin intermediul cooperării interuniversitare transfrontaliere, avem șansa să corelăm sistemele și standardele educaționale de toate nivelurile, asigurând astfel mobilitatea academică, recunoașterea reciprocă și echivalarea calificărilor obținute, toate acestea rezultând în facilitarea și extinderea fluxurilor cunoașterii într-un spațiu comun ce depășește votarele țărilor noastre. Excelența voastră, domnule Preamuzet, noi urmărim cu atenție și apreciem semnal inițiativele dumneavoastră ca președinte al României sub genericul identificării României a educației, României a cunoașterii. Dezideratul reformării esențiale a sistemului românesc de educație și de cercetare, bazate pe încurajarea excelenței, cu scopul de a așeza viitorul educației românești pe temelii ale cunoașterii, ne insuflă speranța că de efectele pozitive ale acestor inițiative va beneficia și mediul academic din Republica Moldova. În acest sens, considerăm oportun și vă rugăm să sprijiniți ideea organizării în România a stagiilor de perfecționare a cadrelor noastre didactico-profesorale și a stagiilor de practică a studenților la întreprinderile industriale și instituțiile pedagogice din România. Precum și viceversa, organizarea în țara noastră, în Republica Moldova, a diverselor stagii pentru colegii universitari și studenții din
seara dumneavoastră. Astfel, asigurând o mobilitate a profesorilor și studenților în ambele sensuri, vom putea preua și îmbogăți experiența reciprocă, promovând calitatea și impactul real al studiului. Voi de menționa că, de la proclamarea independenței Republicii Moldova și până în anul 2001, universitățile noastre au beneficiat de un schimb masiv de manuale de specialitate în limba română, care pentru multe domenii au servit drept un adevărat colac de salvare. În acest context, credem ca foarte importantă susținerea dumneavoastră a propunerii de a oferi și Republicii Moldova către 3-5 exemplare de tot ce se publică cu editurile românești în domeniul educației și a cercetării. Onorată asistență, evenimentul vizitării Universității Bogdan Cîmpeanu Hașgău de către delegațiile de cel mai înalt nivel ale României și Republicii Moldova este semnificativ pentru comunitățile universitare de pe ambele maluri ale Cotului și inscrie certitudinea că educația și știința și-au ocupat locul cuvenit în spectrul politicilor statale. Sunt considerate ca domenii prioritare pentru investițiile publice și ca pârghii eficiente de dezvoltare durabilă pe termen mediu și lung, în pofida limitărilor legate de criza economică pe care o parcurgem. Deci, dacă avuția și puterea economică a statului sunt considerate ca virtuți demne de a fi apreciate de popoarele lumii, atunci acestea se datorează acelei scânteii a cunoașterii care a fost aprinsă și ocrotită pentru a se transforma într-un fluș de unire ce creează valori perene care și determină nivelul de dezvoltare al națiunii și țării. Considerăm că facilitând de ajutorul frățesc în domeniul educației și cercetării, va veni și aceea zi când Republica Moldova, pregătită alături de România, își va găsi locul firesc în comunitatea țărilor europene. În numele comunității Universității din Capul și a colegilor din instituțiile preuniversitare, împreună cu frații de breaslă din instituțiile academice din Republica Moldova, alături de administrațiile publice locale, salutăm cordial înalții oaspeți, dorindu-vă bun venit la Universitatea de Stat Bogdan Cîmpeanu Hașgău din Capul, bun venit în euroregiunea Dunărea de Jos. În așa fel încât
cât mai mulți tineri să poată învăța în universitățile din România, având în vedere competențele care pot fi formate în aceste universități. În mod categoric, esența este însă să încercăm un schimb de cunoștințe, de tască, de cursuri, de competențe în a preda către studenți, chiar acolo unde este nevoie de ele. Și sper că în cel mai scurt timp să reluăm discuțiile între România și Republica Moldova cu privire la semnarea acordului cu privire la recunoașterea diplomelor din învățământul celor două țări. Mai mult decât atât, reluarea cooperării între universități mi se pare vitală și mă bucură faptul că înainte de a ne întâlni a existat deja o solicitare ca Universitatea Dunărea de Jos din Galați să revină la capul. Sigur că acest lucru se va întâmpla, dar probabil este un lucru punctual. Avem lucruri cel puțin la fel de importante de făcut împreună, plecând de la o realitate. Europa își bazează propria evoluție pentru atingerea prosperității pentru toți cetățenii ei pe cea mai valoroasă resursă pe care o are, pe creierul cetățenilor din Uniunea Europeană, își bazează evoluția viitoare pe creșterea calității sistemului de educație. Acesta a fost și motivul pentru care în România ne-am declanșat un proces de reformă profundă a sistemului de educație, depășind momentul reorganizării sistemului de educație românesc pe criteriile de la Bologna. În momentul de față, problema pe care ne-o punem este de a crea competențe. Sistemul de educație de până acum, și nu-mi permit să vorbesc despre cel din Republica Moldova, dar sistemul de educație de până acum a fost bazat, în mod deosebit, pe transferul de cunoștințe. Este prea puțin. Cunoștințele care se predau de multe ori în nesfârșite cursuri, care țin un an, doi, trei sau patru, sunt cunoștințe pe care le găsești foarte ușor pe internet. De aceea, esența viitorului în sistemul de educație trebuie să fie aceea a dobândirii de competențe. Nu mai avem nevoie de cantitate de cunoștință, de cunoștințe transferate și memorate, avem nevoie și societățile noastre, pentru a fi de succes, au nevoie de tine, absolvenți, care să ai competențe. Competențe de a face ceva în viața ce trebuie în școală. Competențe de a fi util în piața forței de muncă. Astăzi, de prea multe ori, un tânăr absolvent trebuie băgat în un curs de calificare înainte să-i dai cu activitate într-o societate comercială. Aceasta, de fapt, este esența procesului de modernizare pe care noi dorim să-l facem în sistemul de educație românesc. O a doua direcție, fundamentală, de data aceasta în sistemul de educație universitar, este legată de cercetare. Iar cercetarea trebuie să fie într-o țară cum este România sau Moldova, destinată, în primul rând, aplicațiilor practice, cu imediat transfer în economie, cu posibilitatea de a fi materializată imediat. Sigur, discutăm și de cercetarea fundamentală, unde probabil țări ca România și Moldova au mai puține resurse să fie concentrate. Dar avem nevoie de acea cercetare care se adresează imediat
economiei și produce beneficii care aduc resurse financiare destinate până la urmă creșterii prosperității noastre. În ceea ce privește evoluția în perioada următoare, aș vrea să vă spun câteva cuvinte legate de Europa. Europa în care România este, dar vreau să știți că nu este încă integrată. Deci nu privim la dumneavoastră de undeva, de pe un postament înalt, ci noi am intrat, dar una este să intri în Uniunea Europeană și alta este să fii și integrat în Uniunea Europeană. România a intrat în Uniunea Europeană având un set de valori la nivel de bază. Fie că vorbim de valori economice, de economie, de piață, de performanță, chiar și de performanță științifică, educațională, economică, performanță în calitatea serviciilor și așa mai departe. România are de evoluat foarte mult. Deci vă vorbesc ca un om care nu-și așează țara undeva în nord și privim la o țară care nu este încă membra Uniunii Europene. Nu suntem departe de dumneavoastră, dar vreau să vă spun ce ne desparte și ce va trebui să faceți, pentru că esența este să intrați în Uniunea Europeană. Republica Moldova a stat pe loc. Și eu nu fac aprecieri politice. S-a lăsat singură într-o zonă gri între Uniunea Europeană și spațiul ex-sovietic, fiind într-un balans care a dat impresia că nu este decis asupra ceea ce vrea. Cuvintele acestea sunt în primul rând pentru tine, pentru studenții. Vreau să știți că este esențial. Și vă spun din experiență ca Republica Moldova să-și ia un drum către Uniunea Europeană. Un drum ferm. Semnele din ultimele 5 luni sunt pozitive. Dar esența pentru Republica Moldova este să continue. Și când spun să continue, nu este nevoie, vreau să înțelegeți că nu este nevoie doar de a continua să afirm că vrem. Trebuie să pentru ca Republica Moldova să se apropie de Uniunea Europeană, trebuie să-și reorganizeze multe din instituțiile sale. Pentru a fi compatibile cu instituțiile din Uniunea Europeană. Foarte multe directive ale Uniunii Europene, care sunt mod de acțiune a statelor membre din interiorul Uniunii Europene, trebuie să fie transpuse în legislația Republicii Moldova. Și acest lucru trebuie făcut de politicieni cu generozitate. Pentru că de multe ori ei pierd din avantajele unui sistem statut. Ori acest lucru trebuie asumat de oamenii politici și transpus în realitate pentru ca țara să poată avansa. Trebuie să domine concurența, competiția în economie. Trebuie să domine corecta utilizare a banului public, în folos public. Deci toate lucrurile acestea sunt parte care poate fi rezolvată și este în responsabilitatea oamenilor politici. Sunt însă și lucruri care sunt în responsabilitatea fiecăruia dintre cetățenii unei țări care dorește să devină membră a Uniunii Europene. Și acest lucru poate fi exprimat într-un singur cuvânt. El se numește solidaritate. Un proces de reformă și un proces de trecere la economie de piață înseamnă creștere de prețuri de multe ori.
înseamnă renunțarea la subvenții. Înseamnă un preț mai mare plătit de fiecare cetățean, fie că vorbim de costul la încălzire sau la lumina electrică. Pentru că nu poate fi concepută competiția atunci când prețurile pe piață nu sunt corecte. Eu vă spun aceste lucruri pentru că am trecut prin ele, românii au trecut prin ele, le-au suportat, mai supărați, mai bine dispuși, dar întotdeauna când era vorba de mărețe prețuri, toată lumea era supărată. Însă au strâns din dinți pentru că au vrut să fie și în NATO, și în Uniunea Europeană. Nu le-a fost ușor românilor, cum nu le este ușor nici acum, e criză. La fel cum nu le este ușor nici cetățenilor din Germania, nici cetățenilor din Spania, nici cetățenilor din alte țări europene. Este criză. Criză economică generalizată. Dar sunt lucruri care trebuie să făcute dincolo de ce fac cei bogați. Pentru o țară care vrea să intre în Uniunea Europeană. Și acest lucru înseamnă sacrificii acceptate, în mod egal, de clasa politică și de populație. Noi am avut șansa că acest proces a fost continuu. În cei 20 de ani, am mai avut sincope în an electoral, s-au mai dat bani mai mulți decât trebuia la pensii, la salarii, dar, până la urmă, realitățile vieții economice ne-au făcut să trebuiască să corectăm tot ce am greșit de fiecare dată. Dar s-a menținut consecvent obiectivul intrării în Uniunea Europeană. Și, spre exemplu, vă pot spune, astăzi România este o țară care are de primit gratuit, fără să-i ramburseze, 32 de miliarde de euro de la Uniunea Europeană pentru drumuri, pentru mediu, pentru educație, pentru creșterea nivelului de pregătire a forței de muncă deja aflată în câmpul muncii, pentru lucrări de modernizare a satului, canalizare, sunt 32 de miliarde. Și probabil vom mai avea un exercițiu bugetar în care vom primi o sumă asemănătoare. Deci, eu spun că efortul merită. Sacrificiile și din partea populației și din partea politicienilor merită făcute pentru că mediul Uniunii Europene este acela în care poți să speri la prosperitate. Ea nu vine odată cu intrarea în Uniunea Europeană pentru că nu vine ea. Până când nu atingi nivelul de productivitate, de economie suficient de ridicate, până când nu îți perfecționezi toate instituțiile, până când costurile cu statul nu devină rezonabile, că noi încă suntem obișnuiți să avem costuri prea mari cu funcționarea statului. Și România, și Republica Moldova. Deci până când nu ne punem la punct toate acestea, prosperitatea nu. Și să știți că nu vin nici investițiile străine până când nu ai clar perspectiva intrării în Uniunea Europeană. Nu vreau să vă dezamăgesc. Știu ce s-a întâmplat în România. Au fost foarte reținuți investitorii străini. Până după intrarea în NATO, nici NATO n-a fost un semn foarte serios pentru ei. Abia semnarea tratatului de aderare la Uniunea Europeană în aprilie 2005 a însemnat explozia investițiilor străine în România. Deci, aici trebuie să vă spun că experiența mă îndeamnă să vă atenționez că investițiile străine nu vin cât din Republica Moldova într-o zonă. Într-o zonă nedecisă. Acum, vorbim despre ce putem face noi pentru Republica Moldova. Pentru ca acest obiectiv al intrării în Uniunea Europeană să se întâmple. Am avut discuții cu domnul președinte Timpu, premierul Filar, cu
liderii tuturor celor patru partide care constituie Alianța pentru Integrare Europeană, frumos nume pentru Alianță, cu primarul general al capitalei, toți oameni importanți în avansarea pe direcție integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Din punctul nostru de vedere, mi se pare esențială cuplarea Republicii Moldova la infrastructurile Uniunii Europene și la fel cum noi ne-am cuplat la aceste infrastructuri prin Ungaria și Republica Moldova are ca alternativă să se cupleze la infrastructurile europene prin România. Așa arată harta, așa e geografia, n-avem cum să o schimbăm. Vom declanșa proiecte de compatibilizare feroviară de la Iași până la Chișinău, să trecem pe linie cu ecartament normal. Vom declanșa proiectul de conectare a sistemului de gaze naturale din România cu cel din Republica Moldova. Sistemul de cuplare a celor două sisteme energetice. Deja una din investiții este aproape gata. Sperăm ca la sfârșitul anului pe linia de 110 kW să ne cuplăm și să demarăm proiectul pentru linia de 400 de kW prin nord, Suceava. Deci, acest lucru îl vom face împreună cu Guvernul Republicii Moldova. Educație. Trebuie să compatibilizăm foarte bine cele două sisteme de educație și acolo unde România are cumva mai multă experiență și cunoștințe, suntem gata să le punem la dispoziția sistemului universitar din Republica Moldova prin schimburile între universități. Mai avem, în mod practic, și aici este un direct apel la Universitatea Bogdan Petrecei Hașteu, avem 130 de milioane de euro pentru proiecte comune între România și Republica Moldova, România și Ucraina. Banii fiind gestionați de Ministerul Dezvoltării și Turismului din România. Faceți proiecte care să vizeze cooperarea între Universitatea dumneavoastră și alte universități românești, nu neapărat numai Dunărea de Jos. E foarte aproape. Dar dacă nevoia tinerilor este să, ca Universitatea să coopereze, cu Universitatea din Iași, Universitatea din Timișoara, Universitatea din București, pot fi nevoi de calificare altele decât ce poate oferita voastră. Faceți proiectele, depuneți-le, pentru că există finanțări pentru acest proiecte de cercetare comune între Universitatea dumneavoastră și alte universități din, din România. Iată, Dunărea și Fluviu, aproape. Avem nevoie de atâta cercetare pe Fluviu și pe Prut, încât ar fi păcat să pierdem ocazia să o facem. Deci cred că Universitatea ar putea să se ambiționeze, să depună un număr mare de proiecte și să beneficieze de bani europeni. Pentru proiecte comune cu universități din România. Un alt lucru pe care îl facem împreună. Înainte de a pleca, împreună cu Guvernul României am stabilit alocarea 100 de milioane de euro în tranșe de câte 25 de milioane anual pentru Republica Moldova. Alocare nerambursată. Cea mai mare parte a banilor trebuie să meargă educație, refacere laboratoare la școli, la universități, modernizarea școlilor și așa mai departe, și în infrastructură locală. Deci mă refer la comune, la sate, aici, asta e zona pe care o vizăm. Infrastructurile naționale intră pe alte programe și pot intra pe programe de cooperare cu Uniunea Europeană. Aici cred că Universitatea dumneavoastră trebuie să-și pregătească deja proiectul, pentru că este evident că are nevoie de o creștere a nivelului de
jumătate, iar din acești bani puși la dispoziție de România, sunt convins că se pot aproba proiecte pentru Universitatea dumneavoastră. Aceasta ar fi a doua zonă, nu știu, educația care putem coopera. Și putem coopera politic foarte bine, la nivelul guvernului, la nivelul parlamentului. România, dorind să fie un susținător, fără rezerve, al progresului Republicii Moldova către Uniunea Europeană. Vreau să știți că noi promovăm ideea ca Republica Moldova să fie inclusă în pachetul țărilor din Balcanii de Vest, atunci când este vorba de extindere. Din păcate, nu avem succes în momentul de față, datorită decalajului dintre Republica Moldova și țări ca Serbia, Macedonia, Muntenegru, care sunt mult mai pregătite. Iată, Macedonia și Serbia au depus deja documentele prin care solicită începerea procesului de negociere pentru intrare în Uniunea Europeană. Vom fi luați în considerație atunci când Republica Moldova va evolua suficient. Și acesta a fost mesajul meu principal în discuțiile pe care le-am avut cu liderii politici ai Republicii Moldova. Vă putem fi un partener foarte bun, nu vrem să vă sufocăm, însă, dar dacă doriți, România vă poate fi un foarte bun avocat în pregătirea procesului de intrare în Uniunea Europeană și mai ales în susținerea politică în interiorul Consiliului European și a structurilor de la Bruxelles. Aș încheia asigurându-vă că România este o țară cu deplin respect pentru independența și integritatea teritorială a Republicii Moldova. În același timp, aș vrea să vă spun ceea ce a spus și presiei de la Chișinău, că nimeni nu ne poate convinge că noi avem alt sânge decât cetățenii Republicii Moldova. Trăim așa
trebuie să știm ce vrem. Noi trebuie să știm drumul pe care vrem să mergem. Știm păcate. Din păcate, încă foarte mulți cetățeni recurși în toată asta, nu înțeleg că viitorul nostru este democrația și Uniunea Europeană. Unii au crezut că democrația se poate construi într-un an de zi. De la, se trece la comunism, la democrație, cum te-ai coborât pe o scară de un pod. Și în 94, în loc să fie consecvență în ceea ce vor, în ceea ce așteaptă, să aibă continuitate, în Republica Moldova să revenim la viața de ieri, din cadrul Imperiului Sovietic, a Imperiului Comunist. De ani nu putem construi o economie și la noastră, doar ea nu poate să fie problemă cu medicină, pensii, salarii, viață, ca atare. 20 de ani, după 50 de ani de comunism sovietic, noi, care am livrat independență, nu știm în ce limbă să vorbim, cum se numește limba, cine suntem noi, cine venim noi? De unde să avem noi prezent? Și viitor. Mă bucur și mă cresc foarte mult celor care au rămas consecvenți ideilor, viziunilor sale, toți acești ani de zile, și în ultimul rând, dragi tineri, vouă și mă închin în fața voastră pentru faptul că ne-ați ajutat ca în 2009, la 29 iulie, să aducem schimbarea și să ducem la toți și de acele idei pe care am lăsat împreună cu noi. Iată care e calea noastră. Aceasta e calea. Dar nu întotdeauna, cum am zis, poate obținem într-o noapte, într-un an, și în cinci. Când e vorba de reforme, e vorba că reformele vin în urma reformei mentalității noastre. De ce acum există o mare diferență între tineret, între copii și părinți, dacă spun direct cum este? Părinții trag la comunism, tineretul la democrație. Și cum niște au prins acest fir și îl folosesc, domnule. Astăzi lucrul s-a schimbat, după cum spuneam, datorită dumneavoastră. La putere este Alianța pentru Integrare Europeană. Astăzi este alături de noi Uniunea Europeană, dacă intermeci. Toate statele democratice care vor să vadă în sfârșit pe acest mult pătimit pământ o viață decentă, o stabilitate politică, economică și socială. Astăzi, alături de noi, este ca niciodată România, țara care are aceleași ceea ce avem și noi, și limbă, și cultură, și istorie, și identitate. Țara care n-a fost, nu este și nu va fi, nu va putea fi din parte de noi. Vorba, nu neapărat să nici mine, nici Domnul președinte, Păsescu, sunt de anul să facem. De ce noi trebuie consecvența acum să ducem la bun și de această schimbare. Și aceasta depinde de toți cetățenii Republicii Moldova. Și în primul rând de ce conștiență, de ce trebuie să realizăm noi. Ca să nu pățim ca în 94
unde se reîntoarcă înapoi nomenclatura comunistă sovietică, fuzurească în continuare cu icră roșie și neagră, cum place mi-i spun, și de la bonul treacă la Mercedes și la Jimmy. Și cetățenii stea în mizerie și în sărăcie. Și copiii flămânți nebrăcați, părinții plecați pe psihotare. Avem o datorie în față de această perioadă. Și eu vă rog să vă asumați așa cum v-ați asumat atunci când ați dat votul. Fiindcă vin zile nu ușoare, v-ați pregătit cu Domnul de reforme, mai cer câteodată să mai treci cu reaua, să mai numeri banul, ca și în familie când te duci la piață, la magazin, te uiți ce poți cumpăra. Noi vrem să trăim, să cheltuim, de unde nu avem. Nu este așa ceva. Aceasta e o politică comunistă de speculație. Îți dă un bonus, un permis la trolebus și o pensie de 50 de 10 dolari, de 50 de lei, 400 de lei. Acordul încheiat va fi semnat. Fondul monetar îi oferă posibilitatea și sprijinul pentru a duce reformele pe care trebuie să le facem cu 20 de ani în urmă, dacă nu cu 20, cu 15, precis. Și atât de trăit altă viață. Ceea ce spuneam noi în 90, comuniștii, Voronica, să măcească din sână puterea mai departe, au început să spună de la 2005 în pace, pentru că în 2001 au venit, știți ce au venit, prozica comunism. Și n-au văzut ce se ne și Moldova, 2005, doresc integrarea europeană. Ce au făcut ei? Noi suntem pentru integrarea europeană. Comunism în Republica Moldova. Reformele pe care trebuie să le facem vor fi dureroase. Și dacă nu o să aveți răbdare și sprijin și al dumneavoastră și al nostru cel care suntem la putere, înseamnă că o să trăim mult ani înainte cum trăim astăzi. Poate și mai rău. Eu cred astăzi, ca niciodată, că avem șansa istoric de a schimba lucruri în Republica Moldova. Și vă chem să luptăm pentru a folosi această șansă. Și în primul rând, tineretul, nu uitați că ceea ce vrem noi să construim, mai mult va face de dumneavoastră. Și meritați acest viitor. Pentru că prea mult au suferit părinții și bunii dumneavoastră. Ocupație, război, colectivizare, deportări, foamete, gulaguri, cu aricat, pământul ăsta numai nenorocirea găsește locul. De noi depinde cum vom trăi. De noi depinde absolut totul. Problemele pe care le avem, le vom rezolva. Ați auzit că avem o mare sprijin din partea României, expusă de președinte Traian Băsescu. Mulțumim, domnule președinte, pentru și acest ajutor de sute de milioane de euro și pentru faptul că România este țara care ne ajută ca tinerii noștri să facă studii la București, la Iași, la Cluj. Am discutat că ar fi bine să fie deschis mai mulți filiale, nu numai la Capul, filiala din Galați, ci invers, Republica Moldova să aibă filiale în România. Multe lucruri le-am discutat. Am discutat să avem un acord între România și Republica Moldova de legalizare a forței de muncă. Pentru că, unde nu te duci, trebuie să fie ilegal. Iată, de exemplu, mai mult sunt zona dumneavoastră, și la Capul sunt preoți. Veniți din partea cealaltă de punct. Și câte probleme săraci au avut până acum? Am pus punct pe aceasta, ne-am acordat cetățenia, s-a terminat. Părtilegile, din ghilimele, pe care spunea Voronica. De ce? Un preot care l-a așteptat, care l-a acceptat pe creștinii, satul, trebuie să fie respins de unul care a venit la putere fără ca să știe unde trăiești și ce valori trebuie să cultivezi pe acest pământ. Multe lucruri am convenit. Eu sunt convins că le vom realiza. Drumul nostru, domnule președinte, României, o știm. Îl cunoaștem foarte bine.
primit din noi. Mai bine că sunt sensul. El e din fapt și cred tot în timp. Mulțumesc! Pentru ca în anul viitor să avem loc la cele două
instituții de învățământ superior, cu siguranță vom răspunde pozitiv cu numărul de locuri pe care îl solicitați. În plus, dacă vă referiți la reparații și construcții, avantajul este clar. Aici nu mai trecem. Deci, vă asigur că există posibilitatea să acordăm burse sau locuri gratuite, pentru că sunt unele locuri cu bursă și alte locuri plătite de statul român fără bursă. Deci, pe ambele variante ne putem plia și să fie un număr suficient de locuri la universitățile din Galați și cele două din Constanța. Bun, dacă inițiați un proiect, deși s-ar putea să fie prea mult, dacă inițiați un proiect pentru ca Academia Navală sau Universitatea Maritimă din Constanța să-și să aibă cursuri, să aibă o extensie aici, nu cred că ar fi o problemă până la capul în câteva ori. Deci ăsta ar fi răspunsul. Dar vreau să vă mai spun eu un lucru în afară de factor. Se pare că nu vreți să atingeți lucruri mai delicate, luați-o chiar dacă nu vă mulțumesc de răspuns. Una din problemele pe care m-am întâlnit pe tot parcursul este a fost legată de cetățeni. Iar eu am obligație să vă dau niște răspunsuri legate de întârziere. Poate unii sunteți în situația asta, poate nu, dar fiind presa profitului. Noi am emis o lege în 2009, prin care s-a accelerat foarte mult procesul de acordare a cetățeniei pentru cetățenii care au pierdut cetățenia în mod abuziv și familiile lor până la a treia generație. Probabil dacă să fie cerere să mergem la a patra generație, să mergem. N-are o problemă din punctul acesta de vedere. În noua lege emisă, care simplifică foarte mult procedura, se prevede termenul de 5 luni pentru acordarea cetățeniei. Deci nu este, aproape nu e pus sub semnul întrebării, dreptul de redobândire a cetățeniei. Dar se prevede termen de 5 luni în care să se acorde cetățenie. Foarte mult spun, dar eu am dosarul din 2004, din 2000 depus și uite că, deși în lege spune 5 luni, nu se respectă legea. Legea se respectă. Funcționarii de la Direcția de Cetățenie din Ministerul Justiției au spus de când a intrat legea în vigoare. Din iunie 2009. Tot ce vine aici trebuie să fie în următoarele 5 luni, că altfel încălcăm legea. Și au lăsat dosarele mai mult din lipsă de capacitate de procesare, le-au lăsat în afara urgențelor. Vă promit că acest lucru se rezolvă, pentru că mâine Guvernul va emite un nou act normativ prin care înființează o agenție în afara Ministerului Justiției, care va lucra tot timpul și care va avea și 5 oficii în teritoriu. La Suceava, la Iași și la Galați, pe frontiera de est. Și la Timișoara și Cluj, pe frontiera de est. În așa fel încât dosarul de cetățenie să poată fi depus oriunde și el tot se încadrează în cele 5 luni. Ce vă promit este că în următoarele 6 luni, deci imediat după înființarea agenției, se vor recupera și restanțele dinainte. Un lucru important care o să apară în actul normativ de bine este că nu va mai fi exigența ca cel care solicită redobândirea sau dobândirea cetățeniei, e numai pentru cei care au pierdut-o abuziv și pentru rudele lor de la generația a treia, deci numai această categorie nu este nevoie să mai aibă rezidență pe teritoriul român. Este la fel de valabilă și rezidența pe teritoriul Moldovei, dintr-un motiv simplu. Când li s-a luat cetățenia, nu erau în România, erau aici. Deci tot aici le dăm înapoi. Acesta a fost. Dacă mai sunt întrebări,
Mai sunt întrebări cu domnul președinte Băsescu? A, cetățenia vă deranjează cea mai tare. Eu vă mulțumesc. Și acum avem șansa, dragi studenți, să oferiți întrebări și domnului președinte al Parlamentului României, domnul Adrian Timu. Sunt întrebări. Nu, e lor. Aveți întrebare, domnul președinte. Eu sunt interimat, întrebările noastre interimare. Eu vreau, nu știu dacă o să mai am timp să vin, poate și o să vin, cunoașteți că avem o criză constituțională. Este vorba de mecanismul alegerii președintelui Republicii. Sunteți pentru o lege în spate sau pentru o schimbare mecanismului prin reforma constituțională? Reforma, da? Eu vă mulțumesc foarte mult. Eu sper că am să fie la dumneavoastră, că este un subiect de discuție la modul serios, trebuie să discutăm. Și aici răspunsul ce am vorbit eu. Unde vrem să mergem și când vrem să ajungem. Și cum. Mulțumesc foarte mult. Dragi voi, în numele comunității noastre universitare, să mulțumim un alt luat, oferindu-le cu putere de vor, și să vă spunem că materia pe care ne-am predat-o aici va fi deja susținută la materiile de acasă și vă așteptăm în continuare să găsim săracul de evaluare. Vă mai poftim la noi la universitate.